Da, după aceea aici e la la soru. Da, prima dată cernătorul, da? Dă drumul ca să vadă că se cierne. Deci pune făină și pe aici. Pune pungă. Da, deci asta să... Ai făină acolo? Nu, nu. Nu vrea, da, ce-a rămas. Da, Andrica, că e evident că se cierne aici când se ridică la bacă. Și aici dai un pic să îmbrătă? Da, e o idee bună. Așa, deci urmează prepararea luatului, da? Se dozează apa, făina și celelalte ingrediente. Și acolo se face... Transformă toate astea în apa, da? Dar prima dată durează 8 minute la prima fază și la faza a doua este o viteză. Stai că nu... Da, s-a terminat. Deja s-a terminat programul. Da, deci la faza a doua se dă la o viteză mai mare pentru compactare. E mai performant. Da, și acum, ridică. Avem un pic probleme cu brațul. De aici... Aici e dozatorul. Da, am spus că de la preparare pornim. Dar, de fapt, ce vă trebuie da. Pentru asta ca să știu ce vreți mai... Vreți mai în detaliu? Sau ce este de preparare? Da. Este de preparare? Da. Așa, deci. Se dozează apa. Cât în urmări, puneți-eta cât să folosești câtă apă, câtă făină. Sau o carne de aluat. Atunci, pregătesc făina, o pun acolo la cernut, pregătesc apa la temperatură și cantitativ și dizolvăm drojdia, sarul, uleiul, zahărul care e tot la fel cu dizolvă și spărmem aluatul. Deci 80 minute durează până se spărmează. 80 minute plus 1 minut este la viteza a doua. Mă deschid viteza exact. Pentru că asta, în general, la păinurile care sunt două actuale, sunt 10 minute. Da. Așa. Și după aceea putem să, nu știu, poți să arăți un pic, dai la mașina de modelat. Da. Deci unde se formează franzela sau... Hai, să mă arăți încă. Da, ei sunt produse astea de la 200 de grame.
la 700 de grame și atunci se poate regla. Deci după ce trece, acolo la dosar, Nu, 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 nu,